Bună copii! Vă spun un bun venit într-o nouă călătorie în lumea minunată a Bibliei. Apă din stâncă. Textul de memorat îl găsim în Isaia, capitolul 33, cu versetul 16. I se va da pâine și apa nu-i va lipsi. Înainte să lăsăm în urmă povestirea despre mană, să fim atenți la o altă minună pe care a făcut-o Dumnezeu pentru a ajuta poporul să își amintească pentru totdeauna că lui nu este greu să îi hrănească pe toți, ba chiar să le dea delicioasa hrană a îngerilor. Ce a cerut Moise lui Aaron să facă? Exod 16 cu 32 și 33. Ia un vas, pune în el un omer plin cu mană și așează-l înaintea Domnului ca să fie păstrat pentru urmașii voștri. După porunca dată de Domnul lui Moise, Aaron l-a pus înaintea chivotului mărturiei ca să fie păstrat. Un omer cântărea aproape 8 căni. După ce a fost construit chivotul, un omer de mană trebuia păstrat înăuntru. Acesta nu era perisabil și amintea despre cât de puternic și iubitor este Dumnezeul nostru. Haideți să citim acum versetul 35. Copiii lui Israel au mâncat mană 40 de ani până la sosirea lor într-o țară locuită. Au mâncat mană până la sosirea lor la hotarele țării Canaanului. Era posibil să treacă 40 de ani înainte ca israeliții să ajungă în Canaan? De ce? Vom vedea pe măsură ce vom afla povestirea. Următorul loc în care au așezat tabăra se numea Refidim. Era o oază, așa că de obicei călătorii găseau apa acolo. Dar ce au descoperit? Exod 17 cu 1. Toată adunarea copiilor lui Israel a plecat din pustia Sin după călătorile zilnice pe care poruncise Domnul să le facă și au tăbărât la Refidim. Acolo poporul n-a găsit apă de băut. Îți amintești ce s-a întâmplat ultima dată când nu au mai avut suficientă apă? Crezi că oamenii s-au schimbat între timp? Nu, poporul a început să se cearte și au început să strige: dă-ne apă să bem! Moise le-a răspuns: pentru ce căutați ceartă cu mine? Pentru ce ispitiți pe Domnul? Seamănă cu ceva ce am mai auzit? Da. Doar că mai rău, de data aceasta erau atât de înfuriați încât aproape că l-au omorât pe Moise. Care avea să fie reacția lui Dumnezeu? Ce putea să facă din moment ce poporul refuza mereu să aibă încredere în el? Gândește-te, e ușor să spui că ai încredere în Dumnezeu când totul merge bine, nu-i așa? Putem afla dacă avem încredere cu adevărat numai atunci când el permite să întâmpinăm o problemă la care noi nu avem nicio soluție. De fiecare dată când Dumnezeu a permis ca așa ceva să li se întâmple israeliților, ei au picat testul. Dar dacă Dumnezeu îți dă și ție un test, vei mai alege să ai încredere? El vrea să avem încredere în El. Vrea să spunem: aleg să am încredere în tine, orice s-ar întâmpla, chiar dacă mor. De fiecare dată când era un impas, Moise îi spunea lui Dumnezeu ce probleme au. Ce a spus Dumnezeu să facă pentru ca poporul să aibă apă din nou? Haideți să continuăm cu Exod, capitolul 17, cu versetele 5 și 6. Treci înaintea poporului și ia cu tine vreo câțiva dintre bătrânii lui Israel. Ia-ți în mână și toiagul cu care ai lovit râul și pornește. Iată, eu voi sta înaintea ta, pe stânca Horebului. Vei lovi stânca și va țâșni apă din ea și poporul va bea. Moise a făcut așa în fața bătrânilor lui Israel. Poate că în timp ce îi privea părăsind tabăra și mergând înaintea lor la Horeb, poporul se întreba unde se duc Moise și bătrânii și ce urma să se întâmple. Cine era în norul strălucitor de pe stâncă în fața lui Moise, a lui Aaron și a bătrânilor? Haideți să recitim versetul 6. Iată, eu voi sta înaintea ta pe stânca Horebului. Când Moise și bătrânii au ajuns la stâncă, Moise și-a luat toiagul de păstor și a lovit stânca așa cum îi spusese Dumnezeu. Imediat a țâșnit apă și a început să curgă ca un râu. Îți poți imagina cum a reacționat poporul? A
apă! Avem apă! Repede! Probabil că cel mai repede au ajuns copiii. Cu toții au băut și au tot băut. Nimănui nu îi mai era sete. Cu siguranță, izraeliților le era clar că nimic nu este imposibil pentru Dumnezeu. Cu siguranță vor avea încredere în El. Oare? Gândește-te! Haideți să citim Proverbe, capitolul 3, cu versetele 5 și 6. Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta, recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările. Crezi că cele două versete sunt bune de ținut minte? Încearcă să le memorezi. Amalek a fost nepotul lui Esau, fratele geamăn al lui Iacov. A fost șeful unui trib violent, rău și crud, numit Amaleciți. Amaleciții știau că israeliții fusese răsclavi în Egipt, știau despre traversarea Mării Roșii și despre minunile pe care le făcuse Dumnezeu. Au râs pe seama egiptenilor pentru că îi lăsaseră pe israeliți să plece. Spuneau că zeii lor sunt mult mai puternici decât zeii egipteni și că puteau face minuni mult mai mari decât Dumnezeul lui Israel. Când israeliții și-au început călătoria spre Sinai, amaleciții s-au hotărât că e momentul să se lupte cu ei. Nu voiau ca turmele și cirezile israeliților să pască pășunile pe care le pășteau turmele și cirezile lor. Israeliții, care erau obosiți sau nu se simțeau bine, mergeau mai încet decât ceilalți. A fost ușor pentru soldații amaleciți să îi atace. Dumnezeu le dădea de înțeles că nu era mulțumit de felul cu care copiii lui Israel se comportau față de el și față de conducătorul lor, care îi era credincios lui. Vestea despre atacurile amaleciților s-a răspândit repede în tabăra israelită. Știau că nu au armată. Cum să lupte cu amaleciții? Mulți credeau că Dumnezeu îi pedepsea în acest fel pentru cârtirea și nemulțumirea lor permanentă. Gândește-te! Avuseseră încredere că Dumnezeu le poate da apă și hrană și poate avea grijă de ei? Țara către care se îndreptau era locuită de popoare inamice, care trebuiau alungate. Dumnezeu voia ca ei să știe că sunt complet neajutorați dacă nu au deplină încredere în El. Unul dintre conducătorii curajoși și credincioși pe care se baza Moise era Iosua. Ce a spus el lui Iosua să facă atunci când a aflat ce se întâmpla? Exod, capitolul 17, cu versetul 9. Alege niște bărbați și ieși de luptă împotriva lui Amalek, iar eu voi sta mâine pe vârful dealului cu toiagul lui Dumnezeu în mână. În dimineața următoare, Moise, Aron și Hur, un alt ajutor credincios, s-au urcat în vârful dealului, așa cum au promis. Iosua și oamenii lui erau în valea de la poalele dealului. La fel și soldații amaleciți. Când a început lupta, s-a întâmplat ceva uimitor. Haideți să citim versetul 11. Când își ridica Moise mâna, era mai tare Israel. Și când își lăsa mâna în jos, era mai tare Amalek. În timp ce ținea mâinile ridicate spre cer, Moise se ruga. Știa foarte bine că numai Dumnezeu îi putea salva pe israeliți de amaleciți. Știa că israeliții aveau nevoie de ajutorul lui minut cu minut, așa că trebuia să se roage în continuu. Dar Moise era și el un om, la fel ca mine și ca tine, și brațele i-au obosit. Ce au făcut Aron și Hur ca să îl ajute? Versetul 12. Aron și Hur îi sprijineau mâinile, unul de parte, iar altul de alta, și mâinile lui au rămas întinse până la asfințitul soarelui. Aron și Hur l-au susținut pe Moise, credincioși toată ziua. Ce s-a întâmplat spre seară? Versetul 13. Și Iosua a biruit pe Amalek și poporul lui cu tăișul sabiei. Dumnezeu i-a spus lui Moise să scrie ce s-a întâmplat în acea zi. A dorit ca toată lumea să știe pentru totdeauna. Gândește-te! Mai este rugăciunea la fel de puternică și astăzi ca pe vremea când soldații lui Iosua s-au luptat cu amaleciții? Cine este dușmanul cu care trebuie să ne luptăm în fiecare zi?
Nu mai este nevoie să stăm cu mâinile ridicate toată ziua, așa cum a făcut Moise, dar putem vorbi cu Dumnezeu în inimile noastre, atunci când suntem ispitiți de Satana. În niciun caz nu-l putem învinge pe Satana. Nu mai mult decât ar fi învins Iosua amaleciții fără ajutorul lui Dumnezeu, dacă el nu ne ajută și pe noi, așa cum i-a ajutat pe Iosua și pe luptătorii lui. Te bucur că Dumnezeu, care este atât de puternic, ne iubește atât de mult? Israeliții se aflau în țara în care Moise trăise și avusese grijă de oi timp de 40 de ani. După ce fugise din Egipt, a crezut că Dumnezeu nu mai putea folosi niciodată pentru a elibera israeliții din sclavie. Dar acum era totuși conducătorul lor și nu era ușor pentru el. Moise a învățat foarte multe în anii când a fost păstor de oi. A învățat răbdarea și amabilitatea. Crezi că era nevoie să fie foarte răbdător cu israeliții? Moise a învățat și despre cât de minunat este Dumnezeu. El și Dumnezeu au devenit cei mai buni prieteni. Când a plecat de acasă, împreună cu soția și cu cei doi fii ai săi, spre Egipt, Moise a lăsat totul în grija socrului său, Ietro. Dar a considerat că va fi greu în Egipt pentru familia lui, așa că a trimis-o înapoi la Ietro, unde era în siguranță. Bineînțeles că era foarte dor de ei. În acest moment al călătoriei, Moise și copiii lui Israel nu erau departe de casa lui Ietro. Probabil că își dorea să meargă să-i vadă pe soția lui, Sefora, și pe cei doi băieți, dar nu putea face asta. Avea foarte multe lucruri de pus la punct în tabără. Într-o zi, a primit un mesaj de la Ietro. Ce spune mesajul și ce a făcut Moise? Haideți să vedem Exod, capitolul 18, cu versetele 6 la 9. A trimis vorba lui Moise să-i spună: eu, socrul tău, Ietro, vin la tine cu nevasta ta și cu cei doi fii ai tăi. Moise a ieșit înaintea socrului său, s-a aruncat cu fața la pământ și l-a sărutat. S-au întrebat unul pe altul de sănătate și au intrat în cortul lui Moise. Moise a istorisit socrului său tot ce făcuse Domnul împotriva lui Faraon și împotriva Egiptului, din pricina lui Israel, toate suferințele care veniseră peste ei pe drum și cum îi izbăvise Domnul din ele. Ietro s-a bucurat pentru tot binele pe care îl făcuse Domnului Israel și pentru că îl izbăvise din mâna egiptenilor. În sfârșit, Moise a reușit să-și vadă familia. Îți poți imagina cât de fericit trebuie să fi fost? Gândește-te! Câți ani avea Moise când a fugit din Egipt? Avea 40 de ani. Apoi a lucrat la Ietro alți 40 de ani. Așa că Moise nu mai era tânăr. Dumnezeu poate să se folosească de noi, indiferent ce vârstă avem. Ietro era un om foarte înțelept. La scurt timp, după ce a venit în vizită, și-a dat seama că Moise trebuia să facă anumite schimbări. Oamenii stăteau la cozi lungi ca să îi spună lui Moise ce probleme au și să îl întrebe ce trebuia să facă. Așa că Moise era ocupat de dimineața până noaptea. Moise trebuia să își împartă sarcinile cu oameni înțelepți și capabili să-i ajute pe alții. Ietro i-a explicat lui Moise cum trebuie să organizeze lucrurile, astfel încât numai oamenii cu probleme foarte grave să ajungă la el pentru sfat. Unii conducători ar fi atât de mândri încât nu ar accepta ca altcineva să le spună ce au de făcut. Așa a făcut și Moise. Haideți să citim versetele 24 la 26. Moise a ascultat sfatul socrului său și a făcut tot ce spusese el. Moise a ales oameni destoinici din tot Israelul și i-a pus căpetenii ale poporului, căpetenii peste 1000, căpetenii peste 100, căpetenii peste 50 și căpetenii peste 10. Ei judecau poporul în tot timpul, aduceau înaintea lui Moise pricinile grele, iar toate pricinile mici le judeca ei înșiși. Lucrurile au mers mai bine după ce Moise a avut ajutoare și era foarte recunoscător socrului său, Ietro. Probabil că Moise și-a dorit ca Ietro să rămână cu ei, dar Ietro a decis să se întoarcă acasă. Gândește-te, pe măsură ce crești, învață să lucrezi în echipă. Poți fi și lider în același timp.
Unii oameni sunt lideri foarte buni, alți oameni sunt foarte buni în a urma un lider, dar cu toții trebuie să învețe să lucreze cu oamenii. Știi care este cel mai bun loc unde poți învăța toate acestea? Chiar acolo unde te afli, acasă și la școală. Fiți binecuvântați! Domnul cu voi!